Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o emisiune pe care îmi doream de mult să o pun în slujba domniilor voastre și să introducem pe cale naturală și organică și armonioasă și sacră această frumoasă latură a percepției și a intuiției pe care ați observat fiecare că uneori e nevoie de ea. Să nu mai stăm în dileme, să nu mai stăm în neîncredere, că ce e bine să facem acum, ce e bine să facem mai încolo, ce decizii să luăm în viață. Ei bine, acest limbaj pe care foarte multe școli inițiatice îl dezvoltă, dar foarte puțini oameni din lumea naturală îl dezvoltă, am zis în această seară să îl cooptăm pe Orest în echipă, pentru că el are o experiență foarte adâncă și foarte bogată între ale lumii superioare care se manifestă din când în când, uneori permanent, dacă pot spune așa, în unii oameni, și aceștia pot dezvolta această latură spirituală care apare în unii sau în ceilalți și cam prin ce instrumente. Oreste a fost încă de mic încărcat cu multe zestre spirituale și încercăm în această seară să căutăm, să dezbatem și împreună cu întrebările voastre să avem niște răspunsuri pe care și Oreste și eu puțin să le încercăm să le punem pentru o contribuție socială și spirituală vouă. Ceea ce îmi doresc este să nu credeți din ceea ce spune Oreste și nici eu ceva, ci să vă lăsați experiența de viață să vă fie verificare. Pentru că un om care doar crede experiențele altora fără să le verifice, e mai credul și mai naiv de fire și nu apucă să experimenteze prin propria sa valoare. Și din acest motiv, un om care caută și e curios și vrea să verifice, este un om mai câștigat, pentru că știe sau ajunge să știe prin propria sa intuiție și limbaj sacru și percepție cam cum stă treaba în experiențele pe care le acumulă. Ei bine, Oreste este la bază și jurnalist și autor și un realizator TV și după cum vedeți aici pe site-ul, pe canalul lui de YouTube, găsiți foarte, foarte multe filme foarte organice și naturale pe care le face și împreună cu mulți alți oameni pe care îi are invitați și dezvăluie o parte din lumea lui interioară vouă. Ei bine, o face pentru că ține la oameni și o face pentru că își dorește să lase ceva nu doar vouă, ci la ceea ce o să rămână după voi și după noi generațiilor viitoare și este dispus să susțină cât de mult poate, cu toate forțele sale interioare, această lume în care noi astăzi ne aflăm. Ei bine, intuiția și percepția sunt limbaj pe care în această seară o să le punem în slujba viitorului nostru și a prezentului nostru și să-i urăm lui Oreste bună seara. Bună seara și mulțumesc frumos pentru prea, prea frumoasele cuvinte la adresa mea. Nici pe departe nu sunt atât de minunat cum mă prezinți, dar mă străduiesc măcar așa să las o dâră de parfum plăcut în jurul meu și cam atât. Oreste, ai fost un om care a cercetat, a investigat, a căutat lumea dimensiunilor superioare și cu toții care te cunoaștem și sunt mulți oameni care te urmăresc, au observat acest lucru că l-ai din timpuri mai din tinerețea ta, din adolescența ta, au văzut că ai o predispoziție naturală să vorbești dintr-un loc pe care puțini oameni reușesc să-l atingă. Ei bine, intuitiv, perceptiv, organic, cum ai ajuns să trăiești aceste lucruri în tine și care au fost deciziile care te-au dus să lucrezi cu aceste două limbaje? Da, în primul rând aș vrea să spun că planurile acestea superioare pe care le-ai prezentat sunt ceva firesc, fac parte din organigrama fiecărei ființe. Nu există nimic spectaculos, nimic mistic și nimic magic când vorbim despre intuiție. Și aș vrea să mă bazez foarte mult pe
cercetările lui Pitagora asupra ființei umane, ne discutând acum limitele lui Pitagora și aspectele mai puțin interesante ale lui, dar el a făcut un lucru extraordinar care stă la baza unor științe străvechi, cum ar fi numerologia, eneagrama, astrologia, cele trei științe regale, așa cum au fost ele numite de-a lungul timpului, regale pentru că doar regii și marii conducători și marile familii conducători aveau acces la acest tip de cunoaștere, pentru că cred că e limpede în secolul în care ne aflăm că informația înseamnă putere și singura diferențiere între oameni, adică între caste, între stăpânitori și stăpâniți, constă în cantitatea de cunoaștere pe care o împărtășește fiecare. Slavă Domnului că odată cu, hai să zicem așa, căderea ghilotinei asupra sângelui albastru, ca să fac și eu o metaforă, acest tip de cunoaștere ne poate parveni și nouă. Sunt foarte multe studii, sunt foarte multe cercetări. Carl Gustav Jung este un mare exeget al lui Pitagora cu privire la chestiuni care țin de psihologie. De ce spun de Pitagora? Pentru el, când a făcut celebrul său tabel, în care a creat un fel de sistem de a înțelege cum funcționează ființa omenească, pătrățica cu numărul 5, din acel tabel, că știți, are 9 pătrățele, n-are sens să-l dezvolt acum foarte mult, că bănuiesc că toți cei care te privesc pe tine și care așa incidental mă privesc și pe mine sunt cât de cât familiarizați cu ceea ce spun acum. Dar există, și Pitagora știa asta cu mii de ani în urmă, că acest canal intuitiv sau această dimensiune a ființei omenești care se numește intuiția există de la naștere în softul fiecărui individ de pe această planetă, fie el bărbat sau femeie. Acum noi am tot discutat de-a lungul timpului și împreună și fiecare separat și eu te urmăresc cu foarte mare plăcere și îmi place foarte mult ce traseu inițiatic parcurgi împreună cu noi toți privitorii tăi și învăț foarte multe lucruri de la tine și îți mulțumesc, profit de ocazie pentru asta. Dar noi când vorbim de cele șapte simțuri ale ființei omenești, știm că sunt 5 care ne ajută să decodificăm universul exterior nouă, sunt cele 5 porții ale percepției de la văz, auz, tactil, miros și gust, dar avem și 2 facultăți interioare care sunt postulate în toate marile filozofii ale lumii și aici vorbim de intuiție și vorbim de imaginație, fără de care noi nu am putea să facem sinteza între ceea ce vedem perceptiv din afara noastră și ceea ce simțim lăuntric. Știm, nu mai e un mister în 2023, că noi suntem o ființă care locuiește undeva în lăuntru și o perioadă din viață, jumătate din ea, trăim și în afara noastră. Adică trăim prin simțuri în ceea ce se numește de regulă lumea exterioară. Intuiția și imaginația fac parte ca și facultății cognitive din lumea interioară. Așadar, fiecare dintre noi are acces la această bază fundamentală de organizare ontologică, adică de organizare a ființei omenești. Nu cred că există aici grade de comparație sau inferioritate versus superioritate în ceea ce privește intuiția. Însă, dacă intrăm un pic și în numerologia ca știință și nu ca fantasmagorie, înțelegem că noi venim la naștere, unii dintre noi, cu niște canale, cu toate cele 9 canale despre care vorbește Pitagora, fie în armonie, fie în dezechilibru, fie avem un exces de informație în anumite compartimente, fie avem un vid. M-ai întrebat și îți răspund, ca să nu fug de întrebare, cum am ajuns eu la tot ceea ce ai spus tu mai devreme. Eu așa m-am născut cu 2 canale pe căsuța intuiției din tabelul lui Pitagora, ceea ce înseamnă că eu, fără să fac nimic și fără să am vreun merit vreodată, vreo secundă asupra acestei chestiuni, m-am înzestrat genetica familiei mele și bunul Dumnezeu cu un acces intuitiv mai bine dezvoltat sau, hai să zicem, echilibrat. Și atunci eu nu am făcut altceva decât să profit de lucrul acesta, să-mi confirm în timp că nu sunt bazaconii și nu sunt doar propriile mele impresii artistice în lume și
recomand celor care nu sunt atât de bine așezați în această dimensiune a ființei omenești numită intuiția, să facă exerciții. Intuiția se poate dobândi prin exerciții și exercițiile sunt foarte simple. Eu am practicat, am și recomandat multor dintre prietenii mei virtual sau real, care se plângeau că nu funcționează foarte bine la acest capitol, să facă exercițiul cel mai simplu, acela de a merge cu metrou. De ce de a merge cu metrou? Pentru că la metrou sunt băncile față în față. Și băncile fiind față în față, exercițiul începe de la studiul asupra încălțămintei celor din fața noastră, fără să ridicăm privirea mai sus de genunchi și să încercăm să ne imaginăm, pornind de la acest cadru foarte strâns al pantofilor, să încercăm să ne imaginăm cum arată posesorul lor, în ce stare se află, în ce dispoziție se află și ușor, 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 după aceea, urcând privirea și asupra mâinilor, iar finalul exercițiului, ca și confirmare a lui, este contactul vizual, adică să ne uităm și la fața omului și să vedem dacă ceea ce ne-am imaginat despre el, pornind de la un detaliu, se confirmă sau nu. De-a lungul mai multor exerciții, de-a lungul mai multor tipuri de exerciții de gen, și aici las imaginația fiecăruia să lucreze, se poate activa, se poate dobândi o mai mare abilitate de a intui cumva lucrurile înainte ca ele să se petreacă. Și în școala pitagoreică și în multe alte școli ale Imperiului Grecesc și a educației și filozofiei grecești, intuiția și percepția erau cumva lucrurile de bază de la care se pleca către cunoaștere și către lumea spirituală. Ai întâlnit în... pe unde ai fost în pelerinările tale, dacă ai văzut oameni sau dacă ai cunoscut oameni care au putere de percepție sau de intuiție extrasenzorială, pentru că oamenii de obicei aceștia sunt foarte smeriți și tăcuți și nu se manifestă niciodată în public cu ele, dar e bine să știm că există totuși dovezi și e bine să o știm de la oamenii credibili ca tine. Dacă tu ai avut sau ai cunoscut oameni care au această putere, efectiv să, cum a fost Zian Boca, Arsenie Boca, care se spune, eu nu am fost acolo, că putea să citească și să primească înainte ca omul să pună întrebarea, îi dădea răspunsul. Ai întâlnit astfel de oameni? Acum, sigur, trebuie să zăbovim un pic asupra întrebării tale, pentru că intuiția te poate duce și pe niște cărări foarte abracadabrante și poți tu fi tu însuți victima propriilor tale intuiții care nu sunt întotdeauna corecte. Pentru că sunt foarte subiective și ele, dacă nu sunt și confirmate în planul concret, obiectual, rămân niște bazaconii care frizează ușor schizofrenia. Când vorbim însă de înainte văzător cu Duhul, cum a fost Părintele Arsenie Boca și mulți alții sfinți, nu neapărat aparținând doar dimensiunii ortodoxe a religiei creștine, ci pregăsim pleiade de sfinți în toate cultele, nu neapărat creștine, putem să găsim niște oameni de o virtute morală și spirituală extraordinară în mai toate colțurile lumii, că nu de religie ține chestiunea aceasta. Dar acolo vorbim despre altceva. Ceea ce în teologie Sfinții Părinți explică foarte bine este vorba de asta se și numește înainte vedere cu Duhul. Este o facultate, este un acces care transcede planul intuiției personale. E un dar, e o binecuvântare dumnezeiască, adică este ceva care se pogoară asupra ta fără ca tu însuți să poți controla sau face ceva de genul acesta. Gândiți-vă la Apocalipsa Sfântului Ioan, da? Cel care nu cu 2000 de ani în urmă a scris în parabolă, așa cum fac toți creștinii, de fapt, pentru a fi înțeles cu inima mesajul și nu cu rațiunea și cu filozofia minții, lucruri care sunt într-o dinamică permanentă și care sunt cumva atât de prezente și astăzi și vor fi și mâine și până la sfârșitul poveștii. Nu e vorba de intuiție acolo, ci este vorba despre, nici măcar despre clar vedere, pentru că hai să zicem așa, intuiție avem toți.
clar vedere a unii dintre noi ca niște facultăți extrasenzoriale. Ea poate să fie și o opacă vedere, adică să fie o vedere în extrasenzorial, dar care să fie destul de întunecoasă și iluzorie. Și există și înainte vedere cu Duhul, care este o facultate teologală, este o facultate dumnezeiască. La Arsenie Boca vorbim, desigur, și la mulți alții de această facultate dumnezeiască la care oamenii pot avea acces, desigur, toți, dar umblând pe cărarea lui Isus, pe care au umblat toți cei care au primit această mare binecuvântare și har de la Dumnezeu, adică pe drumul simplității, al smereniei, al lipsei de fanfaronadă și de gonflare, așa, știi, ezoterică. Că există și broscoiul ezoteric, e ăla care are gușa foarte mare, așa, și care se umflă de propria lui cunoaștere și vorbește așa de la o înălțime fantastică, abisală, privindu-ne pe toți așa ca pe niște proști de sus. Ăla e doar broscoiul ezoteric. Aici eu vorbesc totuși de oamenii aceia care arare ori ridică privirea din pământ ca să nu tulbure cumva cu ochilor pătrunzători firava ființă omenească. În concluzie, ai avut experiențe cu astfel de oameni care au această putere? De exemplu, oamenii care locuiesc în pădure, oamenii care stau. Îți răspund cu Da. broscoi ezoterici, am avut multe experiențe de genul Te rog. acesta, evident, sigur că lume și eu și mai tachinesc pe unii și pe alții care sunt deja niște dumnezei în viață. Am întâlnit, cred, oameni care aveau această facultate înainte a vederii cu Duhul, dar care n-au manifestat-o niciodată și a fost doar intuiția mea că ei o aveau. Dar nu am vreodată vreo confirmare din partea lor sau să-mi fi zis vreodată cineva: domne, vezi că eu știu multe. Nu. Dar așa inima mea, trecând pe lângă niște călugări foarte bătrâni pe care am întâlnit și eu de-a lungul vieții mele, uitându-mă așa cumva la ei, în direcția privirii lor, în toată aura asta lor modestă, am fost convins că ei pot să vadă cu acceptul lui Dumnezeu înainte cu Duhul. Această Scuzați-mă că sunt. te rog, te rog. Această intuiție pe care unii o accesează este de fapt un limbaj pe care nu-l accesăm prin gând, prin logică sau prin raționament. Cum apare la tine Oreste și cum se manifestă și cum îl verifici? Pentru că oamenii, de exemplu, se gândesc cel mai mult pe care am auzit și am avut multe întrebări despre acest lucru, se gândesc că dacă o fi intuiție sau dacă o fi frică, dacă o fi intuiție sau dacă o fi doar o imaginație, care ar fi diferența între acestea, între intuiție, frică și imaginație, după ce îți refaci Îmi cer glasul? scuze, sunt post-răceană și încă n-am reușit să trec peste și Ai și dacă mă vorbit repede. îngăduiți, așa, ușoara reveneală și nu vă supără foarte tare, Deci, mica sincopă, îmi revin imediat. am văzut că acești oameni care au această dilemă, domnule, îmi spune intuiția pe unde să o iau, cu cine să mă văd, ce job să aleg, dar nu se știe unde este granița între frică, imaginație sau iluzie și putere intuitivă. Și acolo oamenii nu accesează sau nu se duc către evenimentul care se arată sau este șoptit așa pe la ureche, ci doar îl analizează logic, mental și rațional și de multe ori nu îi dau putere pentru că apar diferite programe sociale care îl opresc, apar diferite programe religioase care îl opresc și așa mai departe. Și lista poate continua de obstacole care opresc această putere intuitivă de a lua o decizie. Deci, cum vezi tu granița între iluzie, frică, iluzie, imaginație, frică și intuiție? Pentru că ele se pot asemăna ca lume interioară. E o graniță foarte fină.
Între adevăr și iluzie, perdeaua este atât de insesizabilă încât majoritatea dintre noi de-a lungul vieții ne pierdem în această ceață care învăluie toate lucrurile. De aceea, toate disciplinele spirituale corecte și mai ales pe căile unor religii care au cu adevărat semnătura lui Dumnezeu acolo, suntem cumva sfătuiți să nu abuzăm și să nu folosim în exces nici măcar facultatea intuiției. Ea vine de la sine și când vine de la sine și când vine cu acceptul Părintelui nostru cosmic, ne este de folos. Dacă o stârnim noi și ne bazăm noi într-un mod cât se poate de vanitos așa pe acest instrument, putem să ratăm, și asta este o mare greșeală și un mare păcat, putem să ratăm adevăratele întâlniri. Adică e mult mai interesant să te lași purtat pe firul cursului vieții și să iei ca atare ceea ce îți oferă Dumnezeu în cale și să îmbrățișezi cu adevărat experiențele pe care nu le cauți tu neapărat, ci care îți sunt oferite, sunt date și care, deși uneori pot părea ciudate și neașteptate de tine și nedorite de tine, ele să aibă un sens atât de adânc și o taină dumnezească care ți se va revela pe parcursul existenței tale. De aceea eu nu încurajez absolut deloc și sfidez așa cumva și mă și amuză până la limita ironiei pe cei despre care pomeneam ceva mai devreme, numindu-i așa obraznic cum sunt de obicei broscoi ezoterici, pentru că e multă tristețe acolo și tu ai perfectă dreptate că nu întâmplător ai asociat iluzia, frica împreună. E o frică de întuneric pe care cu toți o avem și atunci, fiind une frică de experimentarea cu adevărat a camerei întunecate, noi populăm cu imaginația noastră, pentru că intuiția și imaginația de asta sunt două facultăți care merg întotdeauna mână în mână. Și atunci frica poate naște o falsă intuiție care ne va frâna din experiența minunată pe care viața însăși ne-a rezervat-o fiecăruia dintre noi. Și atunci nu cred în puterea absolută a intuiției sau în capacitatea asta de a transforma intuiția într-o virtute sau într-o armă sau așa într-un instrument de mare bravadă. Deloc, exact pe dos, aș spune. Din ceea ce am observat, totuși datorită experiențelor de viață sau implicării active în experiențe de viață, această lume interioară se dezvoltă. Acum, cât de mult ajută această zonă intuitivă percepțiile pe care noi le primim sau percepțiile pe care noi am putea să le folosim în folosul nostru și al altora? Pentru că percepția fiind acest mijloc de a cuprinde exteriorul înăuntru, și el totodată se poate dezvolta prin diverse exerciții pe care probabil le-ai făcut sau le-ai studiat și tu. Cum vezi tu această intuiție care poate să conducă la o lume perceptivă mai puternică? Păi, în primul rând, noi nu trebuie să uităm de prea multe ori că avem două emisfere cerebrale. Avem o emisferă dreaptă intuitivă și avem o emisferă stângă rațională concretă. Avem una abstractă și una exactă. Să nu uităm totuși că noi suntem și noi tripartit, așa structural, avem o conștiență că ține de conștient. Avem un subconștient și avem și un inconștient pe care domnul Jung, de care pomenea mai devreme, l-a decodificat perfect și cine vrea să afle ce comoară se ascunde acolo, îl poate studia așa printre alții și pe clasicul acesta fantastic, domnul Jung. Și atunci noi, dacă nu antrenăm orice fel de mușchi, și unul concret și unul mai simbolic, așa, el se atrofiază. Tu spuneai mai devreme că sunt și au fost și probabil că vor mai fi sisteme de control care cenzurează cumva sau ne predispun să ne inhibăm.
anumite facultăți naturale pe care ființa le-a primit genetic de la protopărinți, iar aceștia de la Dumnezeu direct. Știi că se vorbește de doctrinele de stânga, de doctrinele de dreapta, de materialism dialectic, de delir mistic, alte experiențe istorice prin care a trecut și România. De exemplu, fascismul, nazismul, legionarismul fac parte din categoria delir mistic, adică o exacerbare a emisferei drepte. Comunismul, raționalismul, autoreducționismul țin de emisfera stângă, de aia se și numesc doctrine de stânga și de dreapta. Ele, când se duc într-o extremă, inhibă sau cultivă lucruri care nu ne sunt de niciun folos nouă, dar ălora care ne controlează foarte. Și atunci, ca să-ți răspund așa și să nu mă pierd eu foarte multe paranteze și prea noste explicații care ar putea să-i sperie pe privitorii noștri. Nu întâmplător, probabil, butada asta celebră care a făcut parte din frontispiciile tuturor templelor cunoașterii din antichitate sună așa: cunoaște-te pe tine însuți ca să fii liber precum zei. Asta este un citat. Nu asta cu zeii e important, ci cunoașterea și autocunoașterea. Iar până a nu reuși să aflăm câte ceva și din lumea noastră lăuntrică și din toată această moștenire fabuloasă care se transmite generațional de la Adam și Eva încoace, noi nu putem emite cu adevărat nici măcar un sfert de judecată de valoare cu privire la alții sau cu privire la lumea înconjurătoare. De aceea școlile care s-au respectat, școli de gândire și chiar și școli practice, au pus accentul într-o bună perioadă de timp, aia mai de începutul vieții așa, pe autocunoaștere. Disciplina numită meditație, care e veche de mii de ani, toate aceste exerciții spirituale care țin de contemplare, țin de observare. Gândiți-vă că minunăția aia de gândire chinezească, metafizica chineză, medicina tradițională chineză, gândirea hindusă, tot ce ține de spectrul acesta al cunoașterii lumilor îndepărtate, nu sunt altceva decât rodul unei foarte bune cunoașteri lăuntrice, unei foarte bune cunoașteri de sine. Ca vorbeam de Pitagora, păi școala lui Pitagora asta făcea cu neofiții, nu? Lua niște oameni obișnuiți și timp de 3-5, depinde de gradele de inițiere, până la 10 ani, nu făceau altceva decât să-i sondeze pe oamenii aceștia, să se preocupe, să afle despre ei, prin ei, în interiorul lor, în corelare cu toate celelalte lucruri. Și atunci nu e o scuză pentru nimeni astăzi, în 2023, că n-a avut curiozitatea, măcar de la o anumită vârstă, dacă nu până la o anumită vârstă, să se cunoască, să se autocunoască. Pentru că doar așa noi putem să mergem mai departe cu exercițiul cunoașterii și să începem să-i cunoaștem și pe alții. Și atunci este o condiție de bază, e începutul, dacă vreți, al eliberării și al emancipării noastre ca ființă de carne, până să atingem treptele superioare ale mântuirii, ale binecuvântării dumnezeiești, să ne cunoaștem. Adică asta ar fi școala primară a oricărui om în ale cunoașterii, este să se autocunoască, să înceapă să se autocunoască cu adevărat. Așa poți recomanda un soi de exercițiu de autoobservație care poate să fie folosit când omul are această, domnule, este în lumea mea interioară frică, este iluzie sau este intuiție? Cam ce ar putea să facă când are o decizie de luat? Cel mai simplu exercițiu, și fiind cel mai simplu, devine totodată și cel mai complicat, că așa e la noi, la oameni, este focusarea pe respirație. Încercați, cei care n-au făcut asta, desigur, iertați-mă, poate că plictisesc pe unii care știu prea bine treaba asta, încercați pur și simplu, de câte ori aveți ocazia, să vă concentrați pe inspirație, pe retenția aerului în plămân și pe expirație. Și ca lucrurile să devină exercițiu, gândiți-vă că durata unei expirații trebuie să fie dublă ca durata inspirației. Dacă am inspirat în 2 timpi, 1, 2, am o retenție de 1, 2 și o expirare de 1, 2, 3, 4. Faceți 1, 2, 1, 2 cu 1, 2, 3, 4, după care 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și puteți să vedeți ce se întâmplă
cu gândurile dumneavoastră, cu mintea dumneavoastră, cu prezența dumneavoastră în acel moment. Ca exercițiul să fie cu adevărat echitabil, el trebuie făcut cu ochii întredeschiși, pentru că noi știm că suntem cu ochii închiși, suntem în lăuntru nostru, suntem într-o altă dimensiune a ființei noastre, pentru că închidem cea mai mare poartă a percepției exterioare, care este văzul. Și când suntem cu ei deschiși, suntem mult prea în afara noastră. Și atunci exercițiul acesta este un exercițiu de conectare, de echilibrare între lumea dinăuntru și lumea din afară, și atunci ochii trebuie întredeschiși. Ochii întredeschiși, concentrarea doar pe respirație, ne uitând că totuși respirație e și ea tripartită, adică este inspirație, reținere și expirație. E cel mai simplu exercițiu și o să vedeți că veți ajunge practicându-l să vă răspundeți la întrebarea unde sunt eu în momentul acesta. Și o să vă mire probabil că nu sunteți deloc unde trebuie. Este în cam toate slujbele creștine, este acel pasaj pe care îl cântă cu o bucurie enormă inimile unor preoți, care spune că Sfinte Doamne, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Și când eram mai mic, mă întrebam de ce spune Sfinte tare. Care e sensul acestui lucru? Înțeleg celelalte două lucruri în această trinitate a acestei direcții spirituale, dar mă gândeam la al doilea și am stat mulți ani până când să înțeleg cumva, bănuiesc că am înțeles într-un final că acel Sfinte tare de fapt este acea lume interioară care uneori ne oprește să ne cunoaștem pe noi înșine, care e formată din toate programele care rulează și anxietățile și stresul și problemele altora și problemele familiei și jobul și toate celelalte care sunt adunate și care nu ne lasă să experimentăm vietatea aceasta a lumii pe care noi o trăim. Și atunci omul trebuie, ca să ajungă să fie sfinte fără de moarte, trebuie să fie tare și să reziste și să le cumva să le dea la o parte, să le învingă, să le împingă sau să scoată din viața lui, și bănuiesc că ăsta sau acesta poate fi sensul acestui lucru. Știi cum ar traduce înțelepciunea orientală această metanie foarte frumoasă? Sfinte tare, Sfinte mare, Sfinte cel fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Tare, să știți că în limba ebraică este pământ. Adică tare este pământul, mare este cerul. Unirea cerului cu pământul aduce nemurirea. Și atunci Sfinte tare, adică e ancora pământului, Dumnezeul tare este Dumnezeul care ține pământul și toate celelalte materii, că pământul e o materie, nu e altceva, la oaltă. E tare, e fundație. Când spui mare, și conceptul ăsta mare din limba ebraică către limbile ideogramice vechi, este sinonim cu cer, cu nesfârșit, cu infinit, cu cosmos, care este nesfârșit. Este fără de început și fără de sfârșit. Și atunci, ancorat în materie, sprijinit de non-materia asta infinită, abia așa omul poate uni cerul cu pământul ca să ajungă prin binecuvântarea și prin intermediul lui Dumnezeu la cel fără de moarte, pentru că moartea este doar a pământului, nu și a cosmosului. A pământului, nu a planetei în sine, ci a pământului care se materie. Și atunci materia moare, dar ea nu dispare, ci devine nemuritoare prin unificarea văzutului cu nevăzutul, a cerului cu pământul, a duhului cu huma, a spiritului cu materia și a omului cu Dumnezeu. Să știți că există o universalitate dumnezeiască, că de-aia Dumnezeu este universal în toată lumea. Nimeni nu are o întâietate sau o exclusivitate a acestei chestiuni, ci pur și simplu ea este atributul omului care crede că deasupra lui este Tatăl care l-a zămislit, adică Dumnezeu. Deși unii se mai străduie și astăzi să ne convingă că doar ei au dreptate. Acest barometru interior observăm cu toții că este cumva
decodificatorul sau cifru către o lume interioară mai sacrală, mai spirituală. Cum ai propune tu ca acest barometru sau decodificator intern să șoptească mai des la ochiul interior și sacru al minții noastre? Ce am putea noi să facem să ne mai îndepărtăm puțin de programele acelea vechi, ca de exemplu aceste device-uri, telefoane sau câmpurile acestea electromagnetice sau graba sau lucruri care rulează înăuntru sau alimentația precară, au acestea vreun efect din studiile tale asupra modului în care luăm noi decizii astăzi? Totul are un efect. Noi ne adaptăm, pentru că altfel am pieri, diferitelor intensități și viteze cu care se desfășoară lucrurile în exteriorul nostru. Cu cât se desfășoară mai repede, cu atât suntem mai predispuși a nu le înțelege. Și atunci metoda veche de când lumea, pe care latinii au numit-o festina lente, înseamnă grăbește-te, dar încet. Și atunci noi ar trebui, de la alimentație, că nu ceea ce mâncăm e atât de important, ci cum mâncăm. Și atunci, dacă noi am mânca mai încet, am mesteca mai încet, am merge mai încet, am da răgaz și mai mult timp și ascultării celui cu care vorbim, nu doar a propriilor noastre vorbe, dacă ne-am reîntoarce la ritmul natural, care este un ritm lent, noi să știți că de-a lungul existenței noastre suntem rapizi doar când ne fugărea cineva. Sau când fugăream noi la rândul nostru pe altcineva, vânat, animal sau om, acum știți că istoria e destul de crudă și la noi la oameni. Dar în momentul în care nu ne fugărește nimeni, nu ne hăituiește nimeni, noi ar trebui să funcționăm într-un bioritm care este foarte asemănător cu cel al naturii. Faptul că noi astăzi ne grăbim în toate este tocmai pentru a nu ajunge nicăieri. Pentru că noi nici nu știm încotro mergem, atât de rapid ne deplasăm. Și atunci, când vorbim de exerciții și să mai intrăm și într-o zonă mai practică, așa pe care cred că oamenii o așteaptă mai mult decât să audă mii și mii de alte teorii, este tocmai aceasta. De a înțelege că bucuria cu adevărat vine din lăsarea timpului. E ca la o degustare de vin. Ați văzut cum face somelierul? El nu ia paharul de vin și îl dă pe gât. El ia paharul de vin, îl învârte, așteaptă, după aia îl miroase, mai așteaptă puțin, după aia îl pune în gură, îl plimbă puțin prin bolta palatină, mai așteaptă puțin, după aia îl înghite cu picături mici, 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 mai așteaptă puțin, după care respiră și începe să-ți povestească despre virtuțile acelui vin. Am folosit metafora ca să înțelegem că ea se aplică în toate. Când cunoaștem pe cineva, hai să avem timp să-l cunoaștem cu adevărat. Timp înseamnă ani, nu înseamnă secunde. Știu că noi suntem obișnuiți ca în algoritmul ăsta al online-ului, dacă 9-10 secunde nu ne place ceva, înseamnă că am pierdut interesul față de acel ceva. Numai că în 10 secunde e o vrăjeală. Nu poți să percepi în 10 secunde. De asta oamenii înainte mâncau încet, vorbeau încet, se priveau mult și când ne plimbăm, ne plimbăm. Adică încet, ca să avem timp să observăm ce se întâmplă cu vântul, ce se întâmplă cu frunzele, ce se întâmplă cu cerul, ce se întâmplă cu adierile, ce se întâmplă cu mirezmele din jurul nostru. Hai să decodificăm cu toate simțurile experiența pe care o facem. Nu să ne grăbim așa, să ardem totul foarte repede și să le bifăm ca într-o filmare online. Că nu e bine. Dragi prieteni, vreau să vă arăt un lucru care ar putea să vă intereseze aici pe lifeuniversity.ro în cursul Căutarea Unității, la care voi lăsa linkul imediat aici în chat. Puteți găsi un masterclass esențial pentru oamenii care își doresc să, în mai multe module, care își doresc să aibă acces la o lume interioară superioară. Ei bine, Oreste aici a pregătit aproximativ 4 ore de lucruri
favorabile celor care sunt în acel punct de căutare interioară. Și acest link pe care îl primiți în chat acum, care îl vedeți pe ecran, vă este vouă serviabil. Vreau să te întreb, Da, Black, te rog. mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc pentru promovarea unui curs pe care, cu ajutorul platformei Life University, l-am așezat și eu video acolo. E un preț rezonabil acolo, care acoperă toată producția și tot conținutul acestui curs. Sunt 15 ani de studiu și de practică în domeniul despre care vorbim: meditație, respirație, autocontrol, intuiție, o cunoaștere un pic mai așezată și mai sedimentată a tuturor structurilor care alcătuiesc ființa omenească, că doar nu suntem numai piele, carne și os, mai suntem și alte lucruri. Bun, cu toți observăm și tu ai văzut asta de multe ori pentru că îți păstrezi constant din ceea ce te-am cunoscut și am văzut starea. Știm cu toții sau am perceput cu toții că atunci când avem o stare mai împlinită, mai satisfăcătoare în interior, mai hrănitoare în interior, cumva coexistăm cu o lume superioară și nu suntem separați de ea. Cât de mult această emoție interioară, această trăire interioară este hrană pentru intuiție și percepție și cât de mult intuiția și percepția este hrană pentru emoția bună. Pentru că cu toții vedem că oamenii care se plâng le scade intuiția, oamenii care bârfesc le scade intuiția, cei care mint le scade intuiția și așa mai departe. Și acest sector de clasă socială care tot timpul se ocupă de problemele altora, din punct de vedere intuitiv, sunt mai faultați. Și mă întrebam care e observația ta vis-a-vis de această trăire interioară sau emoție bună de a fi împliniți în viață, față de tot și toate, ca să putem să fim deschiși percepției și intuiției. Păi nu e nimic complicat aici. Este vorba despre ceea ce a vrut și ne-a și spus. Așa, în parabolă, Iisus Hristos, când a spus: lăsați copiii să vină la mine, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu, sau ca lor este împărăția cerurilor, care este același lucru. Cred că tot la tine, într-o emisiune, am mai spus, legat de copii, că există în interiorul Bisericii Ortodoxe Armenești, încă și astăzi, obiceiul ca patriarhul să nu fie ales de episcop, ci să fie ales de copii. Pentru că au o intuiție foarte bună. Și atunci intuiția este o facultate a inimii. Nu este o facultate a minții neapărat. Și atunci când dai candoarea, bucuria, lipsa de premeditare, lipsa de gândire strategică și de raționament, pe care noi le avem doar după ce devenim adulți, ci păstrăm cumva caldă neîntinarea asta, puritatea copilărească, copilăroasă mai degrabă aș spune, atunci această facultate despre care tu vorbești se ivește de la sine. Copiii au cea mai mare și cea mai curată intuiție dintre toate ființele. Așa, ca să facă o paranteză și să-i amuz poate pe cei mai în vârstă sau pe doamnele mai în vârstă care ne privesc, există un obicei și la noi, la români, care, dacă am vorbit de cele sacre, să vorbesc un pic și de cele de pe partea cealaltă, în care niște doamne mai vrăjitoare așa se folosesc întotdeauna de copii pentru a-i chestiona cu privire la unii și la alții. Și asta se întâmpla de regulă când erau șezătorile alea mari, cu multă lume și cu la țară, da? E face parte din magia țărănească sau vrăjitoria țărănească, ce vă povestesc acum, și era baba aia care le moșmondea pe toate și care trimitea un copil, doi, să amușine pe acolo, după care îi întreba ce părere are despre unul sau despre altul. Și se baza pe această percepție curată și pură a copilului pentru a-și pregăti arsenalul de moșmoandă, ca să zic așa. Deci și de o parte și de alta, metafora asta și nu numai, trimiterea către universul copilăriei este foarte important, pentru că ăla e sediu, nu?
Fericiți cei săraci cu Duhul nu se referă la sărăcia cu Duhul, adică la prostie, ci la acea lipsă de premeditare care este sinonimă cu smerenia. Copiii sunt smeriți a priori pentru că ei nu au cunoaștere. Ceea ce pe noi ne-a semețit, ne-a trufit și ne-a îndepărtat de dulceața dumnezească este taman, această facultate care stă la baza tuturor curiozităților noastre, care este cunoașterea. Noi, cu cât avem senzația că cunoaștem mai multe, nu devenim mai smeriți, devenim mai trufași și mai aroganți. Și atunci ne dispare intuiția. Acum, într-o cheie strict teologică, intuiția este, știu, spuneam mai devreme, este un dar, intuiția asta superioară, nu intuiția strict de detectiv, intuiția de om. Intuiția de om este o facultate dumnezească care se cuibărește doar în inimile smerite, în inimile neumplute de prea multă. E foarte legat de, mai degrabă intră cămila prin urechea acului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Nu se referă la bogatul financiar, ci se referă la prea plin de el. Asta înseamnă bogat în sensul ăsta teologic, adică sunt atât de plin de mine încât sunt bogat, nu mai încap pe nimic acolo. Oreste, ne luăm câteva întrebări din YouTube. Ne întreabă Magda, noi absorbim energiile și credințele altora și acestea, crescând, se amestecă cu ale noastre. Cum deosebim ceea ce este mai curat și mai înalt în noi cu adevărat de ceea ce am asimilat de la ceilalți, de acele programe? Dar de ce pornim de la ideea neapărată că ceea ce asimilăm de la alții e nasol și ceea ce deținem noi este foarte bun? Vezi, aici este o capcană în însăși formularea acestei întrebări, pentru că e trufie. Să nu accepti amestecul cu ceilalți este cea mai mare formă de trufie și care este specifică celor care pretind că sunt smeriți, știi? Nu. E vorba de amestec. Noi ne amestecăm unii cu alții. Ceea ce ne ține cu adevărat este Sfinte tare, Sfinte mare, Sfinte cel fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Adică dacă noi avem ancoră pe pământ și deschidere nesfârșită către cer și în inimile noastre locuiește Dumnezeu, noi nu trebuie să ne temem în a ne amesteca cu alții. Inevitabil noi suntem mimetici, inevitabil noi când dăm mâna unul cu altul luăm și microbii unii de la alții. Noi nu putem să trăim în propria noastră rigiditate sau în propria noastră excludere a celorlalți, că au mai făcut-o unii înainte, un popor care se credea ales. Și Dumnezeu le-a demonstrat că i-a făcut praf și pulbere, și templul ăla lor pe care îl credeau că e minunea lui Dumnezeu, și cultura lor și tot. De ce? Tocmai ca să-i trezească din această trufie nesfârșită din a crede că doar ei sunt sfinți. Dacă noi credem că doar ce sunt ale noastre sunt bune și toate celelalte sunt rele, înseamnă că suntem, fără să ne dăm seama, pe drumul pierzanii. Această deducție pe care ai avut-o acum a adus foarte mult în mine și mi-a dat așa un fel de certitudine a faptului că Știu că ai fost acolo, te-am urmărit și ai fost acolo, la zidurile alea și înțeleg bine ce vrei să spui acum. am avut de multe ori în trecut aroganța aceasta în care nu vreau să mă amestec cu toată lumea, dar slavă Domnului și cerului că mi-a mai venit licăriri de minte la cap și am reușit să mă mai dezic de această trăire în care nu vreau să aud de faptul că mă disociez. Și când am început să înțeleg cât de naturală este conectarea cu naturalul din jurul meu, atunci am dedus că hrana, de fapt, vine prin mediul în care îl am pe lângă mine, prin partea fizică, care este orientată sau încărcată de partea spirituală. Și atunci nu m-am mai dezis și nu m-am îndepărtat de lucrurile care mi se întâmplă, ci am început să fiu un om al oamenilor și să mă adun mai mult, fără să mai trebuiască să am gânduri de pusnic sau de sihastru și să mă rup de lume. Și atunci, uite că treaba asta a pus punctul pe in interiorul meu și îți mulțumesc pentru această deducție. Păi stai un pic, că înaintea mea cu mult timp a trimis Iisus, apostolii i-a trimis la neamuri. Asta a făcut marea rupere între poporul lui Israel.
prin conducătorii lui și Iisus. De-aia unii l-au primit și au devenit creștini și alții nu l-au primit și au rămas iudei. De ce? Pentru că tocmai asta a spus Hristos. De asta creștinismul este universal, iar iudaismul este doar a unora. Asta într-un concept foarte mărunt, pentru că și în conceptul fundamental iudaic, Dumnezeu este atot cuprinzător. Vedeți, dar la creștinism e mult mai simplă chestiunea. Creștinismul este al tuturor. Toți trebuie să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu și toți sunt deopotrivă fiii lui Dumnezeu. Ei se amestecă unii cu alții în dragoste de Dumnezeu. Nu e exclusivism, nu e doar noi suntem cei sfinți și aleșii lui Dumnezeu. Nu există aleșii lui Dumnezeu. Aleșii lui Dumnezeu sunt cei cu inima smerită. Toți cei care au inima smerită, că sunt aici sau sunt în altă parte, ei fiii lui Dumnezeu se vor numi. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor numi. Nu? Și atunci că credem noi că doar unii fac pace și toți ceilalți fac război. Nu. Unii fac pace, sunt fiii lui Dumnezeu, alții fac război. Ăia nu sunt fiii lui Dumnezeu. Dragul meu, am observat și iarăși am avut și întrebări astăzi și în trecut despre această diferență între, că poate nu e ușor de văzut înăuntru, între percepție și senzație fizică. De multe ori mergem, nu știu, mergem pe stradă, vedem un cerșător și avem ca o furnicătură pe șira spinării sau ca un fel de energie care circulă și ne spune ceva. Cum știm care e percepția despre acel cerșător și care e de fapt o senzație fizică a faptului că poate îmi e teamă sau îmi e milă? Păi e foarte simplu. Dacă vezi acel cerșetor și pur și simplu, precum Maica Tereza din Calcuta, îl iei în brațe, poate nu trebuie să-i dai neapărat bancă, poate are mai mulți bani ca tine în buzunar, el cerșind de dimineață până seara. Dar ce nu are el? El nu are afecțiune. Că lumea de obicei când vede un cerșetor, îl și încarcă cu acel tip de senzație, cealaltă senzație, de furnicătură pe șira spinării, de Doamne, ce pute ăsta, aoleu, să nu mă facă la buzunar. Și atunci dacă vine să-l respingi, știi clar cine e cel care a trimis acest gând, dar dacă îți vine din tot sufletul să te așezi acolo un pic lângă el, să-l iei de mâine așa și să-l întrebi ce mai face și să-i dai așa de la tine puțină prietenie și căldură, iarăși știi de la cine vine gândul ăsta. Și atunci noi știm, e foarte simplu să facem diferența între propria noastră părere despre și adevărul despre. Adevărul este întotdeauna a lui împreună. Acum dacă tu ești drențuros, miroși a urină și nu te-ai spălat de 6 ani și ai unghiile de la picioare cât crengile de la stejar, asta mă face pe mine să te pot iubi mai puțin și să-l iubesc mai mult pe ăla care este țiplă și care a ieșit acum de la saună mirosind superba mirn, ea, nu știu eu, mirnă și tămâie, sau nu știu, că de la saună nu miroșea tămâie decât dacă Doamne ferește nimerești greșit. Dar, înțelegeți, am forțat un pic nota. Și atunci ori e o dragoste aceeași, și pentru sărac, și pentru bogat, și pentru viu, și pentru mort, și pentru virtuos, și pentru ticălos. Cum o are și Dumnezeu pentru toți, și atunci vine de la Dumnezeu. Ori dacă e doar o dragoste parțială, eu iubesc doar pe ăștia care seamănă cu mine, sau ăștia de m-am învățat mămica că sunt băieți de treabă, că uite, unghiile tăiate și sunt cu cămașa curată, atunci nu e o dragoste totală, e o dragoste parțială. Și asta, să știți, că este valabil și în religie, este valabil și în societate, și în politică, și peste. Vreau să te mai întreb un lucru pe care această lume digitală în care noi trăim și AI-ul a început să conducă cele mai multe acțiuni pe care un om le are în lumea digitală și consumă AI-ul, vedem că în toată lumea unde mergem, de fapt oamenii au început din ce în ce mai puțin să se privească în ochi și din ce în ce mai mult să se uite în telefon și notificările de la telefon și conexiunea om cu om care naște și permanentizează intuiția și percepția a scăzut.
Care ar fi varianta de reumanizare sau de reîntoarcere sau de relegătură pe care o putem face mai des, mai mult, ca să ne dezvoltăm această abilitate de a conlucra cu lumea superioară? Eu n-aș generaliza, eu nu cred că etapa istorică în care ne aflăm acum, ea însă și se face vinovată de faptul că noi ne-am înstrăinat unii față de ceilalți. Noi suntem de vină că ne-am înstrăinat unii față de ceilalți, cu sau fără ajutorul tehnologiei. Gândiți-vă că și înainte, cei care sunt mai bătrâni, așa ca noi, ca mine mai mult decât cum ești tu, noi și când mergeam pe timpul lui Ceaușescu cu mijloacele de transport în comun, băi, eram înghesuiți unii în alții, erau puține mijloace de transport în comun, dar noi nu ne priveam nici atunci. Noi nu ne vorbeam nici atunci. Noi, și așa, în cel mai bun caz, când ne priveam, ne priveam cu suspiciune. Și nu exista tehnologia atunci. Nu cred că tehnologia e de vină că noi ne-am înstrăinat unii de alții. Noi am fost înstrăinați unii de alții și înainte de tehnologie. E o chestiune care ține mai degrabă de capacitatea fiecăruia dintre noi de a înțelege că noi am fost făcuți la oaltă. Noi suntem, că o simțim asta, când mâncăm într-un grup de prieteni, că suntem mai mulți, când cântăm, când dansăm, când ne bucurăm, când ne veselim, cântă sufletul în noi, așa, e o bucurie care iese prin toți porii și îi contaminează pe toți. Și atunci, noi când ne însingurăm și ne retragem așa în diversele noastre închisori mentale și stăm și suferim singuri acolo printre gratii ca fraierii, noi de fapt ne îmbolnăvim. Și atunci, vedeți, creștinismul a ieșit în lume. N-a chemat lumea la el. De asta apostolii mergeau printre oameni. Nu era biserica care îi aștepta pe oameni. Asta a devenit mai târziu. Dar la început, în primele secole, când era flacăra vie a lui Hristos în inimile fiecăruia, oamenii se duceau de la unii la alții. Lucru care a rămas, și tu știi foarte bine că te-am văzut că ai fost în Orient, tu în Mijlociu, ai fost acolo, tu ai văzut că cea mai bună formă de sănătate mentală și de comuniune socială este întâlnirea. Se întâlnesc oamenii, mănâncă o baclava, bea o cafea în spații de care permit un pic de alcool, se bea și un pahar de vin, se râde mult, se povestește mult, se dansează mult, se ating oamenii, se îmbrățișează, se pupă, e firesc. Și aia e starea de sănătate. Și atunci gândiți-vă că, de fapt, orice formă de însingurare este o îmbolnăvire și o moarte prematură. Pentru că tristețea este antecamera morții. Bucuria este garanția vieții. De aceea creștinii cei adevărați sunt bucuroși, nu sunt triști. Că tristețea e moarte, iar noi credem că Dumnezeu e viu. Mulțumesc foarte mult pentru timpul, dedicația și cunoașterea pe care tu ai strâns-o și o împarți foarte atent și foarte smerit cu noi. Așa aș vrea să-ți spun că mi-ai adus și mie și celor care ne-au văzut în această seară și vor vedea această emisiune pe YouTube mai departe, lucruri practice și direcție spirituală și sper mai departe să nu ne lași și să ne mai ajuți cu aceste emisiuni, cu acest timp al tău, încât să devenim și noi, să primim mai mult din ceea ce, din darul pe care ni s-a așezat să-l trăim în această existență. Și pentru această cale îți mulțumesc mult pentru ceea ce faci și pentru ceea ce ești și pentru ceea ce dăruiești și să ne vedem și în lumea digitală și în lumea reală, sănătoși, voioși și iubitori de Dumnezeu. Să știi că eu n-aș spune nimic din lucrurile acestea dacă nu aș fi întrebat. Așa că mai degrabă ar trebui lumea să-ți mulțumească ție că ai pus întrebările ca eu să pot, după umilele mele puteri, unde am știut, să dau niște răspunsuri. Pentru că am ajuns și eu la vârsta la care, dacă nu mă întreabă nimeni, nu mai vine să vorbesc eu de la mine putere. Înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă.
Mulțumesc mult și felicitări pentru că, să știi că între noi doi tu faci un efort infinit mai mare decât mine, te plimbi prin toată lumea, arăți de la fața locului acolo real ce se întâmplă și cum se întâmplă, adică hai să ne cunoaștem dimensiunea cu adevărat. Eu sunt cel care ar trebui să mă înclin în fața ta și să-ți mulțumesc pentru că tu oferi nesfârșit de mai multe lucruri oamenilor care ne privesc decât reușesc să o fac eu de la mine din fundeni. Deci așa că e bine să fii smerit tu, dar uite, din când în când trebuie să-ți mai pună omul oglinda cea adevărată ca să nu cumva să te subapreciezi. Tu ești cel care ar trebui să-i mulțumesc eu, nu tu mie. Tu mie n-ai de ce să mulțumești pentru că n-am făcut nimic. Așa că, dragi prieteni de pe YouTube, vă rog frumos, dacă v-ați simțit un pic îndepărtați, scuzați-ne lucrurile pe care ne le împărtășim și în mod public, dar între noi este o relație pe care amândoi o simțim una apropiată și vreau să știți că în continuare Oreste este, îl găsiți pe acest canal de YouTube. V-am spus mai devreme și vreau să-l pun în funcțiune puțin. Are niște videouri superbe pe care le puteți. Videouri scurte, foarte bine gândite și orientate către a-l scoate pe om din această lume interioară că lucrurile tot timpul au fost social programate și nu putem să ieșim din ele. Oreste propune o gândire mult, mult mai înaltă, o dimensiune mai înaltă pe care în aceste videouri le puteți asimila și primi și ulterior pune în slujba vieții voastre. Așadar, să ne vedem cu bine, prieteni, și să fiți sănătoși. La revedere! Mulțumesc foarte mult!